Asistenții și medicii din unitățile de învățământ au verificat la începutul anului peste 70.000 de copii din colectivități, scopul triajului fiind acela de a-i depista și izola pe cei cu boli contagioase. Per total s-au raportat 484 de cazuri de îmbolnăvire. Doi copii cu meningită virală și bacteriană au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase pentru tratament. Alți doi elevi au fost diagnosticați cu hepatită virală acută. Cele mai multe cazuri raportate sunt însă cele de pediculoză. 223 de copii au ajuns în colectivitate cu păduchi și alți 6 cu râie. Copiii au fost temporar eliminați din colectivitate, urmând să fie primiți la ore numai după ce medicul de familie va elibera un aviz epidemiologic.